Просто фильчин. Был спечал пи мамаку почаста зифрумаса, а часто зифрумас один вяца мя сперка пентру аче тот че апропиация у человека сентимент. Știți, eu foarte puțin ori în viață am vorbit despre mama, cu părere de rău. Eu tot timp cumva mă rușinam să-i spun eu să fac ceea ce fac mulți politicieni, știți, nu spun toți la noi în țară, că în campanie electorală, interviu cu rudele, cu fiață îngondurate și plini de nădejde, cum zic moldovenii. Eu tot timpul am evitat lucrul ăsta, mama pentru mine, ca pentru orice om de pe planeta Pământ, este un lucru sfânt, dar știți cum, caz nu eram eu acel Renat Usat în fața dumneavoastră, dacă nu era mama. Și nu doar de faptul că este mama mea care m-a născut, da? Și m-a crescut. Dar Renatul Usat chiar a ajuns unde a ajuns, este meritul ei, ca să înțelegeți, vă dau câteva exemple. Când după ce a fost desfințată Uniunea Sovietică, toată lumea trăie mai greu, mai ales cei care au fost profesori cu salarii peste 200 de ruble în Uniunea Sovietică și am ajuns la ce am ajuns mai târziu. Dar știți cum, mama era persoana, omul care, în afară de 6 lecții care le avea la școală, ca să știi, făceam 4-5 lecții particulare. Deci veneau copii, inclusiv copii de la Chișinău, la lecții de engleză. Chiar veneau copii din Parlament, nu vreau să dau nume. Veneau la ea și asta foarte mulți ani, mai ales primii ani ai mei, cât eram student, era unica sursă de existență pentru familia noastră. Și ca să înțelegi, ea venea de la școală, ea spunea varză pe cap, de dureri de cap, școală, nu, fiecare profesor care ne înțelege, știe că munca lor nu este ușoară și nu prea este apreciată, cu părere de rău, de multe ori și de elevi, dar în majoritatea situațiilor de stat. Iată, el cu frunze, cu rechi, făcea ore particulare, că n-avea să aibă usatăi, Renato, acei 5-10 lei pe săptămână, ca să am bani pentru cantină, ca să ajung la băl și multe alte, știți? Adică, iată timpul ne-a dus pe noi în spate. Și mama era comandier și eu, sora, tata, da, îl iubesc foarte mult pe tata, toată lumea care îi cunoaște, înțeleg ce vorbesc, dar mama pe noi ne-a dus, Gheorghe, pe toți, știi? Și azi eu nu puteam să nu vin, să nu o îmbrățișez, să vin cu un buchet de flori și sper că aceste emoții vor dura un număr de ani maximum posibil, știi? Ca să avem posibilitatea să venim să felicităm părinții în viață, știi, pe mama și tată. De asta mama la mulți ani, știu că ai trecut prin toate dosarele penale împreună cu mine. La mine toate dosarele penale și toate bănuielile, nu toate bănuielile, toate acuzațiile, ales în justiția asta televizată, pe timpul plahă, știi? A la mine mama era partea oricărui dosar penal, complice. Adică nu era complice juridic, știi? Nu era acuzată în toate prostiile în care am fost acuzat, dar tot prin ce a trecut. Și ea, și tata, știi, alături de ea, cumva, adică de iură nu, dar de fapt știi cum au trăit cu mine toate aceste momente și de asta, că sunt eu în fața dumneavoastră, asta este meritul lui mama, la mulți ani, sănătate, la toți părinții care sunt în viață, ieves, și să ne bucurăm de aceste clipe și